Deputatul PNL Călăraș Emil Florian Dumitru a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate săptămâna trecută la sediul formațiunii politice despre facilitățile fiscale acordate producătorilor autohtoni. Astfel, în Comisia pentru Agricultură s-a aprobat acordarea unor facilități fiscale pentru grupurile și organizațiile de producători care au o cifră de afaceri până la 10 milioane de euro. Aceștia vor beneficia de taxe zero pe o perioadă de 5 ani. Spre exemplu, la Ministerul Agriculturii, miercuri, fundamentarea intervențiilor pe planul național strategic, care înseamnă și aproximativ 16 miliarde de euro, grupurile de acțiune locală, ca să vină în spiritul aceea ce a spus domnul președinte și domnul primar, vor primi 10,2% din anvelopa financiară, asta înseamnă undeva la 550 de milioane de euro. Practic, acolo vor fi finanțate și activități non-agricole în mediul rural, puncte gastronomice locale, ca să putem să avem, într-adevăr, ce să oferim turiștilor în zona noastră, cu toate că avem nevoie de infrastructură, iar infrastructura trebuie fundamentată foarte bine ca să putem să obținem fonduri europene. Am votat în Comisia de Agricultură niște facilități fiscale la grupuri și organizații de producători pe 5 ani, zero taxe pentru cei care au cifră de afaceri până în 10 milioane de euro, tocmai ca să încercăm să încurajăm asocierea. Din perspectivă politică, aș vrea să-mi exprim și eu un punct de vedere. Noi ne-am prezentat în fața electoratului cu mesajul de a dezvolta România și nu vreau să ne abatem de la acest mesaj și lucrurile pe care vi le spune președintele nostru sunt în sensul celor de a dezvolta județul Călăraș. Legat de formarea viitorului guvern, în continuare îmi exprim încrederea că încă există o șansă de a reface alianța de dreapta cu USR-ul, pentru că ar fi mult mai